Bună dimineața. I was hoping that when you saw that this was in Romania, you would be a little bit hopeful. And I think that even though one of my missions in this project is to support your learning of English, this is the summer. Even though it's a summer school, this is a summer. We will do it a little bit easier. So the text, as Angela said, is in Romanian. Most of it. Next slide has an English text, but yeah. The background for why I am talking about this when it comes, actually, is this actually is a summer school in information literacy. Why am I talking about academic writing centers? One comes from the study trip. You remember in Bergen that we presented our academic writing center, and the rectors were interested in hearing more about that, learning more about this kind of collaboration. And the second is that academic writing centers seem to be more and more a further development. When a university library has managed to get the information literacy up and running, often the expansion, the development seems to be an academic writing center. A lot of this is the earliest academic writing centers comes from the United States. And I know very well that Norwegian, Romanian, Moldovan educational system is very different from the United States. But I still think that there are things that we can learn. So that is what we're going to do today. Ana a făcut o introducere asupra faptului că de fapt este o școală de vară în cultura informației, dar în excursia pe care ați efectuat-o în Bergen, rectorii au fost foarte interesați în acele centre de scriere academică. Și atunci se gândește să vă împărtășească și să dezvoltăm aceste centre de scriere academică ca pe o cercetare ulterioară, da? Dacă doriți să deveniți profesori, știți, un profesor trebuie să aibă și activitate de cercetare și atunci pregătim până la urmă și abilitățile în cercetare. De asemenea, spune că acest concept a venit din Statele Unite, nu este în cultura românească, cea din Moldova sau cea din Norvegia, este preluată din Statele Unite și o să vedeți de ce spune asta mai departe. E nevoie de traducere? Spuneți dacă este nevoie. Pentru că veți da un test la sfârșit. Sper să înțelegeți absolut tot ce se spune, da? Doriți traducere sau nu? Ridicați mâna cine dorește. N-a ridicat nimeni mâna, deci nu știu ce să spun. Okay. So, writing is important in the academic world. Not as life saving and necessary as it was for Anne Frank and Frank. But still it's important. And scrierea este foarte importantă în munca academică. And it's important to get it right. Și e important să faceți bine. So, today we are going to investigate. Aveți traducerea pe ecran. What is an academic writing center? Why do universities have them? How are they functioning, who staffs them, and who uses them. You are going to do some specific investigations of aspects of academic writing centers. You are going to discuss the possible role in your library, and you will have some homework to start making a strategic plan for establishing an academic writing center in your university. So, what is an academic writing center? And here are some examples of what Norwegian and Harvard are replying to the question, what is an academic writing center? You can see that the University College of Western Norway, they talk about this being a dialogue-based guidance in academic
assignment. Harvard say that it will help with any aspect of the student's writing, from specific assignments to general writing skills. The Norwegian Business School, you can ask questions you may have around your courses or get advices and tips regarding your writing. And in University of Oslo say the Writing Center aims to support writers in their academic identity formation processes. So you see that these are quite typical responses, and you see that they fall into two different groups. One is about writing, the art or work of writing. The other one is about academic identity formation, talking about academic assignment and also about the academic identity, a student's identity as an academic. So you can see that there is a big gap from just we will teach you how to write up to where are you as an academic. So why is a writing center, why do we have writing centers in libraries? Is it because it's the heart of the campus? Is it because it's cross-disciplinary? Is it because the writing centers are giving general skills? All the examples we have shown about academic writing centers in libraries. Why do you think? What is your opinion? Is it one of these answers, or are there some other answers to why we have an academic writing center in the library? Yes? Vă rugăm pe fiecare să vă spuneți opinia de ce ar trebui să fie în bibliotecă. Ce oferă biblioteca, ce competențe are biblioteca să poată să creeze un centru de scriere academică? De ce poate e cel mai potrivit loc în bibliotecă? Mai înainte, doamna Landoi a povestit ce înseamnă acest centru de scriere academică. Deci, de fapt, trebuie să creăm identitatea studentului ca și academic, cum să scrie, să scrie corect, cum să înțeleagă ce înseamnă diferența între o lucrare academică și cealaltă. Faptul că sunt resursele, da, într-adevăr, aveți dreptate, dar de ce ar trebui să fie? Poate mă așteptam să spuneți că bibliotecarul este cel mai bun specialist în scriere academică. Bibliotecarul este singurul, mai mult decât profesorii, care știe să scrie academic, da? Bibliotecarul este singurul care poate să dezvolte asemenea competențe în dezvoltarea studenților. Să-l ghideze prin aceste resurse, să-l ghideze în cercetare și să-l ajute. To guide the student in research and help him to find resources. Okay. Yes. Alta opinie. Mrs. Harponitsa said that the library is very important because all resources are in the library. Mm-hmm. If we go with resources out of the library, what we are doing? Dacă resursele se duc în afară la centru de dezvoltare informatică al universității, ce mai facem? It's an ability in information literacy, in fact. Okay. Yes. Alte opinii? Tot bibliotecarul este cel mai avizat în adunarea informației. The librarian is a specialist in organized information. Search and offer resources, they said. To use correct information sources. Să respecte standardele de la copyright, de la plagiat și până la descriere, până la formarea unei bibliografii. Yes, 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 yes. Very good. Yes, there are many different answers. And we as librarians, we must... Nelly, don't listen to what I'm saying now. This is the librarian's secret. We need to grab this opportunity.
we need to set ourselves up as, yes, the only possible choice for where to put an academic writing center. That's us. Deci, vorbește numele dumneaei, nu al meu. Bibliotecarii sunt cei mai importanti, sunt singurii specialiști care pot oferi aceste centre de scriere academică. Ești de acord, Nelly? Românește, suntem cu pâinea și cuțitul în mână. Se vede. Da, se vede. Dacă te dat cuțitul nostru e tăcit. Cum? Cum? Pentru că noi avem mai multe abilități și competențe pentru a ține acest curs. Pentru că profesorii de la alte discipline care ar putea să se implice, de exemplu, sunt mulți de la medicină care au aceste cursuri pentru că sunt anumite from medicine, there are professors who teach this because they have this aptitude. Okay. Yeah. If we talk in general about this process, librarians have these competencies. Mm. Librarians cover all the competencies. Search information, evaluating of information. Mm. They know the requirement for some academic type of papers, and they know how to do. Okay, so now we are coming to the first task. This is what I want you to do. I want you to work together in groups. I think three. Let me see. I need to see how many. Not go without this, okay? No, I'm not going anywhere. Well, you can actually, I think, be two people in each group. Let me help you. Yes, this. This? One for each group. One for each group. Deci împărțiți-vă grupul de câte doi. And I should tell you very quickly before you send it out, that this, Natalia, they will send the replies to you. In an email. I'll talk to you about later about what we want to do. So you are now given a piece of paper. Work together two and two. Deci să lucrați doi câte doi. So now what I want you to do for the next 15 minutes or so is următoarele 15 minute. Is to look at this, the two websites you have been given. Să vă uitați la aceste site-uri pe care le aveți pe foaie. Fiecare are diferit. They are all different. Toate so there are diferite, n-aveți la fel. Yeah, so there are 30 different 30 diferite websites to the academic writing centers. Centre de scriere academică. Aveți exemple. Fiecare va studia două site-uri, adică două centre și sunt diferite. Fiecare va avea altceva. I want you to compare them. Să le comparați cele două. And I want you to reply to the questions. Și să răspundeți la întrebările. What are the common services? Aveți aici pe care sunt, ce sunt serviciile comune și ce nu face centrul de scriere academică. Vă uitați la cele două și răspundeți la aceste întrebări. Yes. And when you have done all the după ce răspundeți la aceste întrebări, aceasta este sarcina 1, în 15 minute, 15 minutes? 15, 20, I don't know. 15-20 de minute. Yeah, we will see. And then I want you to make a short summary and send it to Natalia in an email. Să faceți un scurt rezumat și îl trimiteți pe e-mail Nataliei. Da? Și trimiteți Natalie 20 de minute, 15-20. Toate rapoartele. Natalia va face un raport și veți vedea fiecare ce a făcut celălalt și care este viziunea. Și în felul acesta, de fapt, o să aflați mai multe informații. Fiecare și linkuri de două. Da, și linkuri diferite. Fiecare diferite. Și îl trimiți la toată lumea. Și mie. So, what have you found? What are your thoughts? Deci o discuție acum în mare, cam ce ați, care ar fi rolul bibliotecii tale în acest context, da? Discuție. Poftim? Scuze.
organizarea citărilor, referințe. Organizarea citărilor, cum să zic asta? Organizing. Mm-hmm. Yes. You understood? Yes. Okay. Copyright legislation. Yes. Mm-hmm. Iar cursul care l-am ținut eu ieri, vedeți? Nu sunt eu așa bibliotecar, dar vezi? Nu, no. Cam asta este. Yes. Crearea condițiilor comode, zero lucru, și desigur că așa, pas cu pas, învățarea scrierii academice, că așa cum am discutat anterior, bibliotecarul este competent în a organiza niște cursuri de instruire în vederea scrierii academice. Dar o pornim de la invitații, dar evident că vom face și un program special pentru aceste lucruri, vom face promovare. Yes. Strategic, ca o completare, ca o completare, deci modelul de căută, categoric modelul de căută. Și la completare la Vă rog. Ce frumos ar fi dacă cineva ar spune în engleză, că ați avut și cursuri de engleză, ați fost în Norvegia, ați învățat engleză, da? O să vină studenți străini, Erasmus, cum avem noi. Cum o să vă descurcați cu ei? Okay. Dacă ar fi să vorbesc concret despre rolul bibliotecii specific la o limbă, de exemplu, în scrierea textelor academice, ca de exemplu, biblioteca, anume noi, am elaborat regulamentul privind elaborarea tezelor de licență și master. Uh-huh. Și adică anume la bibliotecă vin studenții, chiar și profesorii, adică le oferim acest regulament și desigur și de... Deci aveți un ghid de realizare a tezei de licență. Din punct de vedere mai mult tehnic, adică deja de la biserică. Ghid, nu regulament. Regulament. Acum, ideea este că depinde și de universitate. De exemplu, în facultatea mea, ca să dau și eu un exemplu, Facultatea Design de Produs și Mediu de la Universitatea Transilvania din Brașov, avem mai multe specializări. Mecatronică, inginerie medicală, optometrie, design de produs, mediu și așa mai departe. Pentru fiecare specializare este un ghid de scriere. Deci pentru fiecare, n-am pus unul comun, pentru că sunt lucruri specifice, nu poți să pui la medicină același cu celelalte. De la dumneavoastră fiind... Dar asta a fost ideea, da. Că până la urmă este doar singur persoană în universitate care verifică aceste teze, adică produsul final, și din cauza că sunt foarte multe ghiduri, da? Adică... Ați uniformizat, da, și ați făcut și din punct de vedere a referințelor. Da, adică din punct de vedere tehnic, chiar și aceleași referințe, adică toți să fie unificate. Dar de punct de vedere conținutului... Dar studenții nu folosesc un soft de scriere automată a bibliografiei? Nu un soft de scriere automată a bibliografiei, pentru că Mendeley îl scrie automat. Urmează, deci lucrurile se schimbă. Mendeley sau References, de care v-am povestit ieri. Sau EndNote, cum e în Norvegia, nu? EndNote este contracost. Dar nu mai trebuie să învețe nimeni, doar să scrie referințele acolo și automat ți le face softul. La schimb, după conștiință, este o sală de referințe și avem materiale promoționale. Uh-huh. Special pentru ISO 690, orice ISO de publicație, 690. Cum ar trebui elaborat... Silvia, în engleză, Silvia, în engleză. Bine? Yes. Da, it's okay. Și evident asistența în regăsirea informației cât mai eficientă și deci economisirea timpului pentru student. Saves the time for the user and they have guides to to write. Yes. În concluzie, deja aveți centre de scriere academică, ca să spunem așa, din câte înțeleg, există, numai că nu se numesc așa? Da, de ghidare. Is it any more place, this center in the library? Yes. I think it will be the right place to have an academic writing center.
Now, we are. You are having a second home. This is homework on the piece of paper that I gave you. There are something called further reading. There are in ceea ce ați primit sunt further reading. I think something like that. Ce să citiți în continuare? Yeah. So if you look at the links there, you will see that there are some articles about how to make a writing center and what. Yes. And you will also see some links to the Search and Write and other programs that we have. Yes. And now the things I put this in, I wrote this slide with the old program. So it's not on Wednesday. Este scris cu programul vechi când era presupus că facem excursia joi. Yes. Trebuia să ne întâlnim miercuri la 12:30. So, ne întâlnim joi la 12:30. So I want you to start writing a strategic plan. Să scrieți un plan strategic. For how to make an academic writing center in your library. În biblioteca dumneavoastră. So you will need to think about how să vă gândiți cum and where in the library. How is it going to be funded? Cine va finanța acest centru de scriere? Do you have enough resources in your library dacă that you can aveți destule resurse pentru a crea acest centru? Or do you need to go and ask for more? Sau trebuie să cereți pentru mai mult? Who will be your collaborative partners? Cine va fi partenerul dumneavoastră în colaborare în asta? It's very often, at least in Norway, that a writing center is a collaboration with the academic staff. Întotdeauna în Norvegia, de exemplu, acest centru de scriere academică este în colaborare cu membrii comunității academice. So if you are thinking in that direction, dacă vă gândiți în direcția asta, who will you talk to? Cu cine veți vorbi? And what will you offer them to? Ce o să oferiți pentru a-i atrage să participe la așa un proiect? How will the center be open all the time? Dacă centrul va fi deschis 24 din 24 sau ce program veți avea? Or just in separate times of the year? Sau în diferite perioade ale anului? Or in for one day a week or something sau like that? O zi pe săptămână. Cum vă gândiți? So these are the questions that acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundeți. You can în acest plan strategic. In your strategic plan, yes. And we will meet together. Și o să ne întâlnim on Thursday. Joi. And it says in the program. Cum spune în program? 12:30. La 12:30. Is aplicatsi. Application. Application. And then you can finish. Puteți să finalizați atunci acest plan strategic după care îl prezentați fiecare instituție. And then after lunch at 2:00. După prânz la ora 2 veți prezenta. You will make a presentation for everybody. Prezentați acest plan strategic fiecare. Poftiți? Am înțeles. Da. Să răspundeți. Adică dacă nu e posibil. Ok. Să visăm așa un cer, de exemplu, să visăm. Să visăm. Domnul Șalbă o să durească foarte mult așa cer. Domnul Șalbă o să durească mult așa cer. Eu cred că da. Acum asta cu visele, ce să spun? Nu aș putea să... Vă zic, trebuie să faceți acest plan și după aceea visați în continuare. Da. Deci doriți să-l faceți sau nu? Îl prezentați conducerii și vedeți. Poate o să aveți cel mai mare succes, nu se știe. Nu credeți? And maybe when you start thinking about this, that you find that it will not be possible to make a strategic plan. Dacă nu este posibil să faceți un plan strategic, then I want to know why not. Vrea să știe de ce nu. Yes, could be. Yes. Yeah.
N-am înțeles ideea. Yes, you can. You can do it. You can make a plan, and then we you will have to see if deci it's planul strategic începe cu misiune și viziune, da? Care e diferența între misiune și viziune? Pentru că ați avut, sunt un director de bibliotecă aici. Care e diferența între misiune și viziune? Deci viziunea e visul dumneavoastră, da? Unde vreți să ajungeți? Puneți acolo viziune de vis. Ok. Just a moment, please. It's still half an hour until setup, so you can they can start working with this now. Okay? Yes. Should be a problem. Yes. Bun. Deci ideea este că până la urmă sunt întrebări privind acest plan strategic de realizare a unui centru a descriere academică? Aveți întrebări? Da. De exemplu, dacă avem cursul Cultura Informației și se predă, adică cum se face scriere academică, adică sunt ore chiar, adică 2-3 ore care sunt dedicate acestui proces. Da. Studenții sunt instruiți. Da. Adică mai este nevoie de un centru academic? Dacă asta e și ideea, că centrul ăsta lucrează în permanență și persoana care are nevoie de consultații se adresează. Și avem centru de informare și documentare, persoana care e nemijlocită, adică chiar se ocupe, inclusiv pentru proiecte, test de licență, fiindcă asta cercetare, da, la universitate. Adică, desigur că nu se ocupă nemijlocit doar de scriere academică, dar inclusiv aceasta, pentru centru de informare documentare, ține de anumită... Da, lăsați-mă să traduc sau spuneți dumneavoastră în engleză? Nu? Ok. She is saying that to Ulim, we visited Ulim. Yes, yes. There are courses on information literacy, professor teach and things like that, and students are instructed in this, anyway. And they have a person on documentation center who help everybody. Mm-hmm. It's needed to another academic center? Well, writing center. You know your university. I don't know your university very well. I've been there. E universitatea dumneavoastră foarte bine. Noi am fost într-o vizită acolo câțiva. But what we see is that this is you have information literacy instruction here and then you have academic writing center on top of it. Because the academic writing, the actual act of writing academically is a bit more than just the references and plagiarism. Academic, înțelegeți? So it's ceva mai mult decât it's about the argumentation. E vorba de argumentare. It's about the how to structure a thesis. Or învățați cum să argumenteze, cum să -și structureze lucrarea, cum să sigur că asta se predă. But if cele trei componente necesare, localizare și utilizare. Adică la dumneavoastră n-ar mai fi nevoie. Acum să vă spun drept, haideți să vă spun o chestie. Eu predau cursul de cultura informației, da? Abia l-am predat, am făcut și în anul 4 în cadrul cursului de marketing, le-am povestit studenților cum să-și scrie lucrarea de licență, cum să folosească sursele. Vreau să vă spun că în fiecare seară îmi dedic o oră să le răspund la e-mail. Deci eu iau rolul bibliotecarului. Ar trebui să se ducă la centru de scriere academică, îmi scriu mie. Doamna profesoară, cum să scriu asta? Dacă am copiat 3 pagini, am voie, cum pun aia, cum pun cealaltă? Și la final vă rugăm frumos să nu vă supărați. Ne-ați predat, ne-ați spus. Dar știți, eu am stat, am ascultat, n-am notat și am uitat. No. Un exemplu de e-mail, foarte drăguț. Și așa mai departe. Deci ei nu au un loc unde să se ducă să întrebe. Couple of 1 to 2 pages about this and we do the you will do the presentation on Thursday. O să faceți prezentarea joi, yes, ora 2. Thursday. Și unde sunt situații extraordinare, o să le prezentăm ca exemple de bună practică și yes, yes. Mergem mai departe. Yes, best. Okay.
Yes? And you have now 20 minutes to start thinking about this or to finish the other task and send it to Natalia. And when Natalia has all your little presentations from the first task. Puteți finaliza, mai sunt 20 de minute până începe prezentarea cealaltă pe Skype. Puteți finaliza și trimite Nataliei. And then she will send it back to you so you can see different things. Și Natalia vă va trimite la fiecare și nouă și vom vedea opinii, situații diferite, da? Yeah. So thank you. Mulțumim. Okay, I will translate, but your presentation. Este ideea de a folosi jocurile în activitatea pedagogică și în cultura informației și, practic, jocurile sunt descrise ca și cum ar fi, să zicem, distractive, dar, de fapt, au un alt efect, efectul de învățare, ceilalți ai joc. Actually, we see the definition here, game applications applying game design to non-game applications to make them more fun. But actually more engaging for the user and for the participants. Deci această gamificare, nici nu știu cum să traduc, este aplicația acestui joc pentru a fi și gamificarea poate să fie integrată în site-ul dumneavoastră, în serviciile dumneavoastră, în conținut. Pentru a da dinamică și pentru a conduce celor care participă sau conștientizează despre aceste jocuri. Next slide. Serap? Next. When we make it fun, actually it becomes more engaging. And that's the main idea here, making our services more engaging for our users, especially for the training. Because generally users find our trainings a bit boring. Okay. Now, if we use gamification, we actually can make it fun and engaging for the users. Deci, practic, implicăm utilizatorii în aceste jocuri și, în general, ei găsesc sesiunile de instruire plictisitoare. Dar, în acest fel, să zicem așa, se engage. Înseamnă, practic, ei participă și le place mai mult. Yes, Serap? Okay, these are the main benefits. Acestea sunt... participation, people are willing to participate. It actually increases the teamwork and problem solving skills, and it actually brings positive users experience. Deci, practic, acestea sunt beneficiile. Cercetarea a arătat că această gamificare, să zicem așa, faptul de a implica jocurile în procesul de predare, crește atenția, participarea, lucrul în echipă, abilitățile de rezolvare a problemelor și experiența utilizatorilor. Okay. Next. Okay. And the next one. There are three main elements in gamification. These are generally for the video games. There are game dynamics, mechanics and components. Different components, dynamics and mechanics. For dynamics, for instance, each game has some constraints, some emotions, some progress and relationship. And in the end, people get some badges, there are some levels to pass and there are points. And there is feedback from the mechanic side and change, turns, and competition. Elementele acestei operațiuni, să spunem așa, sunt cele trei, cele dinamice, mecanice și componentele lor. Și în această schemă arată constrângerile pe care le generează partea dinamică și anume
oportunități, challenges, provocări, competiție și dezvoltare și se bazează pe emoții, progres și relații. Ele se concretizează în realizări, avatar, adică știți ce înseamnă fiecare, badges înseamnă de fapt ecusoane, dar este în sensul că generează o imagine, să zicem așa, o etichetă a utilizatorului, colecții, combat barierele liderilor, nivelul și punctele și atunci în această gamificare există cooperare, avem un feedback și o, să zicem așa, o recompensă, o recompensă în această competiție. Thank you, Serap. We go further. Okay. Okay. Yeah, you can continue. Well, we don't have all these elements in every game, but there are different connections. If you show the next couple of slides, you can see different connections between these three main elements. Dynamics, mechanics and components. You can go through the slides. So, yes, I am going through the slides. Deci, practic, aceste componente dinamice, mecanice și componentele care derivă din, din gamificare se pot prezenta în aceste scheme în diferite componente. Să zicem, emoțiile pot fi provocări, șansă, competiție, cooperare, feedback și recompensă care merge în realizări. Și la fel celelalte avatar și sunt mai multe slide-uri, dacă vorbim de progres, avem feedback-ul și recompensa care se transformă în etichetă și colecții. De asemenea, vorbim de diferite nivele, puncte de vedere și barierele liderilor. Dacă vorbim de relații, vorbim de provocări, competiție, cooperare, care merge în avatar și în combatere și leaderboards, Natalia, ar fi echipe de lider. Ok, we are to the piano stairs. That is very good. When we talk about games and gamification, we don't always talk about video games. So we can apply games in very simple things in our lives. So now we will see some examples. Could you please play the video? Ok. Acum veți viziona trei filme video în care vedeți cum transformăm și cum aplicăm această gamificare în diverse situații în viață. Sper să se audă. Aveți Bluetooth? Ai Bluetooth pe ăla? Îmi pun eu imediat. Ana, ai Bluetooth pe el? Recunoaște asta și imediat se aude aici. Da, da, degeaba, că nu mi-am luat... Ok. Ana, ai Bluetooth la el?
Nu are Bluetooth. Eu am, dar nu mi-am luat din cameră conexiunea, că am zis că merge asta. Fan theory, da? Teoria fun. Get fun. Și acum pe al doilea. Thank you, we saw the first and now we put the second, yes? Ok. Let me just say. Ok. Deci, oamenilor, dacă li se pare distractiv, preferă celelalte scări în locul celor uzuale. Următorul. Okay, the second was? And the last one. Și după aceeași altă. Ah, mă, nu s-a terminat. It doesn't finish. And now the second, yes? The third, sorry. Okay. Lasă-l așa,
Nu, a apăsat greșit, nu-i nimic. Ok. Gunoiul vorbitor. Talking. Thank you. We saw the movies and we are going to presentation again, yes? Do you put in? Yes, sir. Yes, please. Can you go to the... We are going to presentation again. Okay. So all these videos actually show us that when fun is involved, people are willing to do things they generally don't like doing. So this is a very good theory. When we go to zombies run, this is an exercising application. You can, if you have a smartphone, you can use it. Generally, we feel lazy to go out and run by ourselves. But this program, this application, actually makes it more fun, the gamification concept behind it. There are zombies running after you. So you have to really exercise hard to be able to escape and save your life. So it is another way of how you can gamify simple things in your life. Deci o aplicație zombie, alergare cu zombie, dacă o descărcați pe telefoanele dumneavoastră inteligente, va trebui să știți cum să alergați, să scăpați de acești zombie. Cine e curios poate să facă asta. Este o nouă modalitate, sunt o felul de aplicații ca să... It's not Pokemon, no? No, no Pokemon. Ok. Ok, ok. Like, yes. Power of gamification. Gamification really has a great power on people because if they enjoy what they are doing, they are willing to do it. Deci puterea gamificării, pentru că oamenilor le place ceea ce fac, se simt bine și atunci are o mare putere, da? And in libraries, now we can come to the libraries. Dacă ne întoarcem la biblioteci. In our services to make them more fun for our users. Putem folosi gamificarea pentru a face serviciile noastre în biblioteci mult mai atractive pentru utilizatori. And nowadays it actually gamification becomes an important trend in libraries. Și acum gamificarea a devenit o direcție viitoare importantă în biblioteci. O modă. Please go to the library game slide. Okay, yes, I am. Gamification in libraries. And the library game, the next one. Next one, sorry. Yeah, yes. We already talked about this. This is a web application. It actually runs through your library automation system. Deci este o aplicație care funcționează cu sistemul dumneavoastră informatic de bibliotecă. Și puteți găsi niște servicii zilnice prin care puteți folosi gamificarea. For instance, when users they borrow books and when they return the books on time, they actually get some points. La fel, când utilizatorii împrumută cărți și le aduc în timp, primesc niște puncte. And
when they make recommendations, for instance, on your catalog, when they share their opinions about certain sources, când, they get more points. Când fac recomandări, da, când fac recomandări privind sursele dumneavoastră în catalogul în OPAC, primesc iarăși puncte care compensă. This is just an example. If we go to the next slide. Este doar un exemplu. I'm sure you are all familiar with this information hubs. Libraries do this very often. This is actually for teaching information literacy. Deci, ca să învățați pe utilizatori, sunt sigură că toți sunteți familiarizați cu acest mod de a preda cultura informației folosind această aplicație. Da? Multe biblioteci folosesc în predare. Sunt simple întrebări despre resursele bibliotecii. Se numește Scanver Hunt, vânare, nu? Vânarea. Ok. Yeah, treasure hunt or information hunt, and users, they generally play in groups, they have to run and find the answers first. Se pun întrebări, utilizatorii joacă în grup, trebuie să răspundă la întrebări. Sunt multe exemple de gamificare în bibliotecile universitare. Other gamification examples, you see this murder mystery challenge. Alt exemplu de gamificare este acest murder mystery challenge, deci provocare misterioasă. But murder, it's what is? Murder, killing. Ok, o crimă misterioasă, provocare, crimă misterioasă. Okay. Detectiv. Killing in the past. This is actually from a real event in the past. There was a murder in 1920s. A fost o crimă în 1920. Expected to do, if you go to the next slide, they are given certain clues by the library staff. Se dau niște clue. Indici niște așa. Da, despre bibliotecă. Trebuie să caute în New York Times. Da, se dau niște indicii, după aceea trebuie să caute în New York Times despre această crimă din 1920. And later on, they are given more clues to solve the murder. Și după aceea trebuie să dea mai multe indicații privind rezolvarea, identificarea, să zicem așa, cine a fost. Și prin acest joc ei învață de fapt cum să folosească resursele bibliotecii. Ok. Altul care este similar. Students can answer these questions correctly, they correct different parts of a duty number. Da, ei, studenții trebuie să răspundă la niște întrebări și să știe corect numărul Dewey. Uh-huh. And the last clue to solve this murder is that book which has that Dewey number. Și după aceea trebuie să găsească cartea care are acel Dewey sau CZU. Da. Păi Dewey e diferit de CZU, acum spun eu specialiștilor, nu cred că îmi permit, că știți foarte bine, dar e diferit. Nu? Dewey e Dewey, CZU e CZU, da. Ok. Ok. Și cum sunt pregătite indiciile pe carduri? Pe diferite cărți? Întrebările. Și bibliotecarii specializați pot să-i ajute să găsească. Este un joc foarte interesant. Există foarte multe jocuri video cum să desfășori instruirea în bibliotecă. Next one, it is gaming against plagiarism.
cum un joc împotriva plagiarismului, plagiatului de fapt. This is a video game. Este un joc video. By the University of Florida. Realizat de Universitatea din Florida. Uh-huh. And you see that there is a door here and students send their assignments through the door. You see three of them on the floor. Deci studenții trebuie să-și assignment to the door? Yeah. Their homework. Aha, trebuie să-și să-și aducă temele la acea ușă. Ok, temele de acasă. And the player actually should look at these homeworks. In each homework there is an explanation about the plagiarism case. Și fiecare utilizator se uită și verifică fiecare pagină și sunt explicații despre ce este plagiatul. And the player needs to decide whether if it is falsification or fabrication or self-plagiarism. So it is deciding what it is. Și jucătorii trebuie să decide ce este. Because plagiarism is a very, very hard issue and students generally find it very boring when we talk about plagiarism and different cases. For instance, self-plagiarism is a problem. Fabrication is another problem, solemnization is another problem, but then you talk about it in a normal lecture, they're not very much interested. But maybe through a video game like this, they might learn better. Deci plagiarismul este o temă foarte plictisitoare în general pentru studenți, pentru utilizatori, și atunci dacă îi pui într-un joc video, pot să înțeleagă mult mai bine și să învețe. The next one is something similar, gaming against plagiarism again. Ceva similar, joc împotriva plagiarismului, plagiatului. Nu-i corect plagiarism, plagiatului. What I suggest, because I provided you the URL, so you can go and have a look at it later on, maybe. Puteți mai târziu să jucați și să vedeți un pic. And the next one is something similar, it is Citation, alt joc este jocul de citări, tic-tac-toe. I'm sure you're all familiar with the tic-tac-toe game. We always played it and we were kids. Da, și nu știm dacă aici lumea e familiarizată cu acest joc. El joacă tot timpul în Turcia, vorbim de Turcia. To be able to play this, you need to answer a citation question. Trebuie să răspunzi la o întrebare privind citarea ca să poți să joci acest joc. Okay. And the next one is another game. Și alt joc. This is another video game. Tot video. Carnegie Mellon University. Who? Carnegie Mellon University. It's an university in United States. O universitate din Statele Unite a realizat acest joc. And here this is a more complicated game regarding the information literacy skills. Este un joc mai complicat privind competențele în cultura informației. There are certain questions here. They appear on the screen. Apar întrebări pe ecran. And these questions they come from these library users. Și întrebările vin de la utilizatorii bibliotecii. The librarian and the player actually should decide where he or she can find the answer from. Și bibliotecarii trebuie să decidă de unde găsesc ei răspunsul. Because there are different information sources on the screen and the player should decide which is the best source to answer this question. Și utilizatorii trebuie să decidă care este sursa cea mai adecvată întrebărilor, nevoilor de informație. Okay, the next one. This is a very simple one, but quite helpful. If you need to teach your students how to how you put these books on the shelf, what is the order? How we can put the books in the order according to the call number? This is a game for that. They just put them in the order according to the call number.
Da, este un joc foarte simplu, dar foarte folositor. Studenții învață cum sunt așezate cărțile la raft după numărul de inventar în cazul nostru, da? Sau nu? Numărul de intrare, numărul de... Okay. Next one is about keywords. Următorul este despre cuvinte cheie. Aha, there is a subject here. Avem un subiect aici. Frogs exposed to dioxin more likely to develop extra legs, whatever it is. Are frogs exposed to dioxin more likely? Deci este o întrebare de căutare dacă sunt frogs astea care fac quack-quack, zim. Broaștele, așa. Dacă broaștele sunt expuse la dioxin mai mult decât dezvoltă extra picioare, no, în fine. E o întrebare de cercetare. Ok. In subject it appears what students should do, they have to be able to select the keywords. Deci aici apare textul și pe ecran apar cuvintele cheie și studenții trebuie să fie să știe să găsească cuvintele cheie adecvate. It's very nice this. I will use. Da, și acesta este un aspect important al culturii informației, cum găsim cuvintele cheie. And the system gives a feedback. If it is not a good keyword, system says so. If it is a good keyword. Și sistemul îți dă feedback în sensul că dacă nu ai pus corect, îți spune dacă nu l-ai pus corect, da? Ok, very nice. Următorul e iarăși un joc contra plagiatului, ok? Este pe principiu întrebări adevărate și false. Gamification helps us a lot to engage our users and students in our training sessions if we are training them for information literacy, but gamification by itself it doesn't guarantee that they will learn. Deci această gamificare are limitări în sensul că nu ne garantează că studenții învață din aceste jocuri. We need a clear goal. Dar există un obiectiv clar. And a skillful execution for a successful game education. Și au nevoie de diverse abilități în executarea video și așa mai departe ca să realizeze cu succes acest proiect. Well, I think that's all I want to say. Cam asta a vrut să ne spună. Thank you very much. Ok. I think time is almost up, but if we have time for questions. Este timp pentru întrebări, dacă aveți întrebări? Sunt întrebări? Ana. Cine e la universitățile, a spus. Ana. Am spus că universitățile le elaborează, specialiștii în IT. Acum bibliotecarii ori fie grozav, dar nici chiar și jocuri de IT. Dacă, în fine. Sau poate că se fac la ULIM, nu faceți și jocuri. Ca să întreb așa. They ask who made these games and I said university specialist in IT. Okay. Librarians? Ah, bibliotecari, ok. Deci sunt în colaborare cu bibliotecarii pentru că sunt făcute pentru utilizatori. Da? Deci bibliotecarii spun exact și sunt realizate de... ok, altă întrebare. Do you have a research to see the impact of these games? Not myself, but there are some publications in the literature. If you go through them, you will see that they have very big impact on the users. Dacă mergeți și căutați în literatura de specialitate, veți vedea, ea nu a făcut o cercetare privind acest lucru. Anyway, Serap, I used yesterday Kahoot, and in fact I learned about Kahoot in your project of gamification in Ankara. So I used Kahoot, and yes. Yes. I hope so. Suggest when you have time, please get a copy of this presentation.
you can go to these games and play by yourself and get a better idea. Deci, când aveți timp, puteți să luați această prezentare, vă trimitem și puteți să jucați și poate veniți cu idei mai bune. Thank you, Serap. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank you. Bye. 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 All the best. Bye. Eu am participat, deci anul trecut în Ankara a fost încheierea proiectului de gamification, dar au folosit în acel proiect, nu, Kahoot nu este un rezultat al proiectului lor, este făcut de, mi se pare, niște, un grup de specialiști din Olanda au făcut Kahoot. I-am cunoscut la o conferință la QQML, chiar au venit și au spus, noi am făcut Kahoot, dar au folosit Lego. Lego și instrucție folosind Lego, punând studenții să gândească, să combine. De exemplu, noi am participat și eu și Anne la un workshop la conferința QQML în Paris, în care ne-a pus din piese Lego să gândim cum vedem imaginea bibliotecii. Și a trebuit să construim biblioteca, unii au pus turnulețe, unii au pus, depinde, eram multe țări acolo, vreo 10 țări și fiecare a trebuit să explice cum vede. În Ankara am avut aceleași piese, mai multe persoane și a trebuit să facem câte o rață, de exemplu. Și nu vă puteți închipui, același număr de piese au fost rațe cu totul diferite. Rața din România cu cea din Macedonia și cu cea din Turcia. Deci imaginația este și inovația este total diferită. Prezentăm colegelor din Republica Moldova, domnul Robert Coravu, este absolvent de Biblioteconomie București, a fost director ajung la Biblioteca Centrală Universitară București, actualmente este lector la Universitatea București, a făcut doctoratul în Biblioteconomie cu domnul profesor Egneală, am fost onorată să fiu membru în comisia de recenzie a lucrării de doctorat. Este secretar la secțiunea Cultura Informației din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România. Până nu demult a fost secretarul Asociației Bibliotecarilor din România. Și Robert, mai departe ne faci prezentarea, da? Eu dispar. Uite, o să le vezi pe doamne. Le vezi? Așa. Sunt 25 young librarian from Moldova, așa am scris în proiect. 25 young librarians. Ok. Așa scrie în proiect. Ok. Bună ziua, îmi pare bine că vă văd, îmi pare bine că am ocazia să fac această prezentare și îmi mulțumesc că am oportunitate. Eu o să vorbesc astăzi despre piața electronice științifice în România, despre felul în care se realizează acest lucru la noi în țară, unde o să vedeți din ceea ce voi prezenta că s-au fost investiții considerabile pentru a furniza comunității din domeniul educației și comunității științifice în general acces la resurse științifice de actualitate care sunt folosite nu doar, evident, nu doar la noi, ci și în prețările civilizate. Sper să vedeți acum. Se vede prezentarea pe ecran? Încă nu e încărcată. Acum da. Da, da. Se vede, da? Da. Ok. Bun. Despre ce este vorba? În primul rând, când vorbim de consorții de biblioteci, este vorba, practic, de niște forme de organizare a bibliotecilor care au drept scop principal, se vede? Am zis, despre ce este vorba atunci când vorbim de consorțiile de biblioteci. Despre o formă de organizare a bibliotecilor cu scopul de a realiza în comun anumite activități. În cazul nostru este vorba de punerea în comun a unor resurse financiare pentru achiziția de resurse electronice. Evident, această organizare, această punere în comun n-ar avea sens dacă n-ar exista niște avantaje și în cazul achiziției de resurse electronice este vorba în principal de economia de resurse financiare care se face, pentru că
furnizorii, editorii care realizează și furnizează informație electronică sunt mult mai dispuși să acorde discounturi semnificative în condițiile în care există un număr mai mare de instituții care se abonează decât dacă fiecare dintre aceste instituții s-ar abona individual. Caz în care costurile pentru fiecare dintre instituție ar fi mai ridicate, evident. De asemenea, este vorba de posibilitatea de a negocia înțelegeri la nivel național, așa numitele national deal. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se negociază, un consorțiu poate să negocieze o înțelegere cu un anumit editor pentru anumite resurse, pentru anumite baze de date, pentru a le pune la dispoziția tuturor celor care sunt în curs, de fapt parte din consorțiu respectiv. Putem vorbi de mai multe tipuri de consorții în funcție de diferite criterii, putem vorbi foarte în consorțiile organizate în funcție de criterii geografic, este acel Analyst Plus în România despre care voi vorbi pe larg în continuare. Putem vorbi despre consorții pentru achiziție centralizată, aici avem de a face cu universități, de exemplu, care achiziționează pentru toate filialele lor sau în cazul unor corporații care au companii care au filiale în mai multe țări, se face achiziție centralizată, se realizează consorțiu centralizat pentru achiziția de resurse. Și mai pot exista consorții pentru negocierea colectivă, este vorba de instituții care negociază în comun cu editorii, cu furnizorii, dar în momentul în care se pune problema achiziției, deciziile de achiziție sunt individuale. Deci, spre deosebire de primul exemplu, consorții organizate în funcție de criteriu geografic, cum este Analyst Plus, în care achiziția, atât negocierea cât și achiziția se face centralizat, în cazul consorțiilor care au scop principal doar negocierea colectivă, achizițiile se realizează individual, chiar dacă negocierea este centralizată. Tipurile de resurse care pot fi achiziționate în funcție de conținut. Cele mai căutate sunt bazele de date de reviste, de articole de reviste cu acces la textul integral, pentru că, după cum bine știți, articolul de revistă este forma cea mai rapidă de transmitere a unui conținut științific. Dacă o carte pentru scrierea unei cărți este nevoie de timp îndelungat, nu vorbim mai de cărțile scrisești, care se scriu foarte rapid, din data de bani. Și distanța între momentul elaborării, redactării textului și momentul în care textul respectiv ajunge la public este mare. Și atunci informația din cărți nu este atât de actuală sau este depășită rapid de realitate, mai ales în cazul științelor exacte, evident. Pe când articolul științific, având o perioadă de producere și de publicare, un interval de publicare mai redus, este forma cea mai actuală de și cea mai căutată de comunicare a informațiilor științifice, a rezultatelor cercetării. Mai putem avea baze de date sau colecții de cărți electronice, de e-book-uri, care iarăși sunt foarte căutate. În general, e-book-urile sunt mai ieftine decât cărțile pe suport tipărit. În cazul cărților electronice, spre deosebire de cărțile de achiziția de cărți prohibite, evident, putem avea și achiziție pe bază de abonament, adică colecție, exact cum este în cazul bazelor de date de reviste. Putem avea colecții sau baze de date de cărți electronice care pot fi abonate, adică accesul la publicația respectivă este pe durata abonamentului, dar în cadrul acestor abonamente putem avea zeci de mii sau sute de mii de titluri pe care le putem consulta și din care ne putem descărca porțiunile care ne interesează pe durata abonamentului.
Mai putem avea, evident, bază de date hibride în care putem găsi mai multe tipuri de publicații. Există și acest tip de bază de date. Pe lângă reviste și e-book-uri putem avea lucrări ale conferințelor sau alte publicații. De regulă, aceste baze de date le întâlnim la agregatori. O să vedem imediat diferența dintre agregatori și editori. Baze de date bibliometrice care sunt folosite, deci nu sunt baze de date de publicații, sunt baze de date care sunt folosite pentru evaluarea rezultatelor cercetării științifice, pentru a contoriza, să zicem așa, popularitatea, cât de citate sunt anumite articole, cât de citat este un anumit autor, și aceste baze de date ne facilitează aflarea acestei informații. Și, în fine, baze de date bibliografice, și acestea sunt furnizate de editori. Nu sunt foarte populare din motive de înțeles, pentru că accesul la baze de date bibliografice nu îmi rezolvă problema accesului la textul integral, dar mă poate ajuta să îmi fac investigații pe o anumită temă și după aceea să pornesc în căutarea textului integral. Da? Merg prea repede, e bine până aici? Se aude? E ok, da? Bun. Mai putem clasifica tipurile de resurse electronice și în funcție de un alt criteriu, în funcție de creator. Și am anticipat ceva mai devreme. Avem pe de o parte baze de date sau platforme electronice, platforme online, pe care editorii tradiționali de publicații cunoscuți, Springer, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, de care ați auzit și mulți de alții, își pun la dispoziție informația pe care o produc, fie că e vorba de reviste, fie că e vorba de baze de date. În afară de aceste baze de date produse chiar de editor, deci editorul care produce informație pe suport tipărit, o produce și electronic și o pune la dispoziție pe propriile platforme, mai avem baze de date ale agregatorilor, cum sunt EBSCO, ProQuest sau alții. Ce sunt acești agregatori? Nu sunt editori, ei practic nu au propriile publicații. Ei acționează doar în mediul electronic, cum constituind produse electronice, diverse baze de date multidisciplinare sau pe subiect, în care pun la dispoziție informație adunată, agregată, acumulată de la cei care o produc, adică de la editori. Da? Asta înseamnă că ei nu produc informație, dar produc servicii sau produse, realizează produse sau servicii informaționale pe baza informației pe care o acumulează de la editor. Și din acest motiv, în bazele de date ale agregatorilor, putem întâlni și informații, reviste, cărți de la Springer, Wiley, Taylor, de la mari editori, dar uneori accesul la textul integral este limitat. De ce? Din cauza acordurilor de licență încheiate de agregatori cu editori. Ce se întâmplă? Editorii au interesul să-și distribuie, în principal, să-și distribuie informația pe propriile platforme, să-și vândă abonamentele la revistele proprii și atunci când dau informație către agregatori, pun anumite restricții, nu toți, dar unii dintre ei sau majoritatea lor. De exemplu, embargo de un an pe textul integral, pe accesul la textul integral. Ce înseamnă acest embargo? Poate ați mai auzit termenul. E vorba de faptul că acces la numărul actual al revistei, da, numărul 1 pe 2017, va putea fi consultat în text integral abia la începutul anului 2018, din cauza acestor condiții de embargo. Embargo poate varia, poate fi de 6 luni, de 12 luni, de un an și jumătate, de 2 ani, depinde de fiecare contract de licență încheiat între agregator și editor. Și mai putem avea baze de date native. Native ce înseamnă? Născute electronic. Ele nu au legătură cu informația sub formă de articol de revistă, sub formă de carte. Sunt baze de date, cum este scopul, care este baza de date bibliometrice, care se nasc electronic.
sunt bazate pe o informație care există doar electronic și e gândită ca atare. Sunt niște baze de date, tipuri de baze de date care nu pot exista decât electronic, bazele de date bibliometrice. Bun. În ceea ce privește tipurile de achiziție pe care se pot realiza prin intermediul consorțiilor de biblioteci, nu numai, dar evident și prin intermediul acesta, avem achiziția pe bază de abonament, cum avem și în cazul revistelor tradiționale, dar față de revistele tradiționale, deci achiziția pe bază de abonament, ce înseamnă că revistelor tipărite. Am abonament la acest textul revistei permanent, da? Pentru că el e material, un număr de reviste, un obiect material, care se pune într-un depozit și rămâne acolo. Dacă avem grijă și de el, de rarea lui de conservare, avem acces la el pentru multă vreme. În cazul publicațiilor electronice apare o problemă, pentru că abonamentul înseamnă că după un an eu nu mai plătesc abonamentul, da, la revistă, la revista electronică pe care am achiziționat-o sau la baza de date pe care am achiziționat-o, pe care am abonat-o, eu nu mai am acces la nimic. Am acces cel mult la ceea ce am salvat, pe ceea ce fiecare utilizator a salvat din ținutul respectiv pe propriul dator. Să zicem, am găsit un articol, la posibilitatea să-l downloadez, încă mă interesează, da? Aici se negociază niște înțelegeri cu editorii, se pot negocia și se pune foarte mare accent, bibliotecile evident se pun foarte mare accent pe acest aspect, pe aspectul de a impune editorilor să le furnizeze accesul la arhivă pentru perioada abonată. Adică să zicem că eu încetez abonamentul la un moment dat din vari motive, din cauza, de exemplu, a lipsei de bani. Abonamentele la baze de date și la reviste electronice, la reviste în general, au marele defect că în fiecare an se actualizează în sus, nu în jos, evident. Și atunci presiunea că bugetele bibliotecilor este foarte mare, de la an la an mai mare. Și atunci se poate întâmpla să dorim să renunțăm la anumite abonamente pentru că pur și simplu nu ne mai permitem. Ce facem cu numerele pentru care am plătit? Și atunci se negociază. În cadrul negocierilor cu editorii se pune și această problemă a arhivelor, a furnizării accesului la arhive pentru numerele pentru care s-a plătit deja. Bun. Și avem a doua variantă de cumpărare sau acces perpetu, care înseamnă acces permanent la revistele achiziționate sau la e-book-uri. În principal, la e-book-uri se pune sau se discută foarte mult de acest acces în China, pe care l-am menționat în prezent. Se aude? Mă auziți? Da. Bun. Ce costuri sunt implicate? Este vorba de costurile, evident, în cadrul consorțiilor sunt proporționale cu dimensiunea fiecărei instituții care face parte din consorți. O bibliotecă mică nu va, sau o instituție mică nu va plăti la fel pentru un abonament ca o instituție de dimensiuni mare, evident. Și este un parametru important în acest context și este un parametru folosit și de furnizori atunci când calculează prețurile, când fac ofertele de preț, este full-time equivalent, FTE. Este vorba de numărul total al beneficiarilor potențiali din instituția respectivă. De exemplu, într-o universitate, FTE-ul este alcătuit din numărul total al profesorilor, numărul total al studenților, numărul total al cercetătorilor. Personalul auxiliar nu este luat în calcul în FTE, evident, pentru că nu este un utilizator potențial, un utilizator care are interes să acceseze informația respectivă. În cazul bibliotecilor publice, lucrurile se complică pentru că, în mod normal, FTE-ul este egal cu comunitatea utilizatorilor din
cu totalitatea utilizatorilor potențiali din comunitatea respectivă. Adică toți utilizatorii și membrii comunității care au peste 14 ani. Sau depinde. Da? Depinde de cu bazei de date. Deci aici calculele se fac diferit. Evident, în cazul unei instituții mai mici, unei biblioteci specializate, EPU este mai mic și toate aceste cifre sunt luate în calcul atunci când se calculează prețurile pentru fiecare instituție. Și acum ajung la partea concretă a prezentării, ce s-a întâmplat în România în privința accesului la resurse electronice. Au existat abonamente la baze de date și înainte de 2000, dar sporadic, făcute doar de marile biblioteci, cum sunt la noi bibliotecile centrale universitare. După anul 2000, lucrurile au început să devină mai presante, să se accelereze. Pe lângă abonamente pe individuale, a existat o tentativă de crearea unui consorțiu informal al bibliotecilor centrale universitare. El a funcționat. De ce consorțiu informal? Pentru că nu consorțiu de bibliotecă presupune o formă de organizare, așa cum am spus, conștiințită printr-un act. Da? După cum am spus, este un ONG și o să explic imediat de ce este un ONG și nu altceva. Adică o organizație non-guvernamentală. Neavând legislație pentru consorții în România, s-a realizat acest consorțiu informal al bibliotecilor centrale universitare, cele patru biblioteci centrale universitare, care, după cum știți, noi avem o situație aparte, ele nu țin de nicio universitate, țin direct de Ministerul Educației și sunt bibliotecile din București, Iași, Cluj și Timișoara. Deci aceste biblioteci au personalitate juridică. Ele au negociat în comun cu furnizorii, dar au realizat contracte individuale cu acești furnizori. Fiecare bibliotecă a semnat propus un contract cu acești furnizori. Într-un fel este vorba de un consorțiu. Am vorbit la început de acel tip de consorțiu pentru negocii în comun. Dar nu ai dat de constituirea unui consorțiu, pentru că, așa cum am spus, nu avem legislație pentru consorții de acest tip. În România există legislație pentru consorții, se referă la alt de colaborare. Da. Și îi da. Iar am vorbit. Ok, o să merg repede atunci. Ai spus ceva, Angie? 5 minute, ok. Da. Proiectul ANELIS a început în 2009-2011, este un proiect cu finanțare din programul Creșterea competitivității economice, din care el a fost finanțat până în prezent și va fi finanțat și în continuare. Deci prima fază a durat până în 2012, cu autoritatea contractantă fiind Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Practic, la momentul respectiv, nu există un consorțiu. S-a realizat acest proiect de către ANCS, prin care s-a furnizat la baza comunitate care, după care la sustenabilității. Și această sustenabilitate presupunea că după încetarea proiectului să se asigure cadrul pentru continuarea achiziției centralizate de resurse electronice. Și s-a constituit consorțiul ANELIS Plus, care este constituit din Universități, Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare, cele patru BCU-uri și Biblioteca Academiei Române, adică exclusiv instituții care au în obiectul de activitate cercetarea, nu sunt incluse biblioteci publice sau inclusiv Biblioteca Națională nu face parte din acest consorțiu, deși subiectul încă se discută. S-a constituit în 2011 cu statut juridic de organizație guvernamentală. O să trec peste scopurile consorțiului. După cum bănuiți, este vorba în primul rând de a asigura acces la informație științifică pentru comunitatea
interesate din România, respectiv cei din universități, instituturile de cercetare. A doua finanțare s-a făcut din programul PN2 Capacități. Vedeți aici ce sume au fost alocate. Iarăși, acest proiect s-a extins, a avut o extensie în 2015, pentru că în 2016, pentru că au mai rămas niște bani și practic ajungem la 2017, când așteptăm, de fapt din luna decembrie de anul trecut, să se semneze contractul pentru noul proiect. El este aprobat, dar înainte de ultima semnătură a căzut guvernul și suntem încă în stand-by la jumătatea anului. Ceea ce vedeți pe ecran sunt câteva statistici legate de bazele de date abonate în această perioadă, de numărul de accesări. Vedeți că numărul de accesări a ajuns la aproximativ 5 milioane în 2015 la nivelul întregii țări și numărul de baze abonate, cel mai mare număr a fost de 28. În cadrul proiectului se dorește și realizarea unui depozit digital de documente în care să fie incluse, pe de o parte, arhivele achiziționate pentru membrii consorțiului, adică acele documente, acele colecții cu acces perpetu, și pe de altă parte de depozitele instituționale realizate de alte instituții membre, de universități, Institute Naționale de Cercetare și Dezvoltare din cadrul consorțiului, și lucrări științifice puse în acces deschis de autorii provenind din instituțiile membre, precum și alte categorii de documente. Ceea ce vedeți aici este, sunt informații despre proiectul 2017-2021. De finanțare este și mai 30,3 milioane de euro. Ce este de reținut este că această finanțare, ca orice finanțare din proiect, am văzut. Care orice finanțare prin proiecte presupune și o parte de cofinanțare. În proiectul anterior, această parte de cofinanțare a presupus din partea instituțiilor membre suportarea 20% din costurile achiziției de resurse electronice, restul de 80% provenind din finanțarea prin proiect. În perspectivă, în proiectul viitor, această cofinanțare va crește undeva către 25-30%. Oricum, evident, avantajele pentru instituțiile membre ale consorțiului sunt foarte mari, pentru că achită doar o parte din ceea ce înseamnă un abonament la o bază de date care nu înseamnă, care nu sunt foarte ieftine. Doar o secundă, te rog, Angie, să mai arăt site-ul consorțiului. Am trecut foarte repede și vreau să vă invit, când aveți timp, adresa să-l consultați. Adresa este analistplus.ro, da? www.analistplus.ro, și pe acest site puteți afla în coloana din stânga, de exemplu, la servicii, partea de jos, puteți afla care sunt resursele de informare și documentare abonate, da? Și de asemenea, care sunt aceste resurse per bene în Academia de Studii Economice. Și ultimul lucru pe care vi-l spun, care înseamnă ce acces pe bază de IP, acces din instituție la bazele de date, prin intermediul proiectului, prin intermediul Analyst Plus, utilizatorii au și posibilitatea accesului mobil, asta însemnând acces de la distanță, din afara rețelei de calculatoare a universității, pe bază de nume de utilizator și parolă, care se obțin prin completarea unor formulare. Cam atât. Mai avem 4 minute, de ce mă putești? Pentru întrebări, bun. Da. Ok, vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Oricum, eu mulțumesc cerului că avem acest proiect, pentru că avem acces de atâția ani la literatura științifică. Putem accesa de acasă toate resursele, deci de ani buni, nu? De vreo 5-6 ani. Da. Din 2009, practic. Nu, de
Deci te, practic, te înscrii în platformă cu nume de utilizator, dar cu adresa instituțională. Da, deci pui adresa universității și îți recunosc, practic, nu, adresa de e-mail a universității, cea instituțională. Și îți fac cont, acces și poți să accesezi de acasă. Dacă vreți, vă arăt după aceea cum accesez eu de oriunde. Da? Oricine, numai decât trebuie să fie angajată ori... Trebuie să aibă o adresă instituțională, dar te verifică. Ei au lista cadrelor didactice. Deci au lista cadrelor didactice și trebuie să ai profilul instituțional. Universitatea care a plătit și îmi dă acces la cele, că nu toate universitățile au acces la fel. În funcție de... Noi avem Scopus, Web of Science... Într-adevăr, deci cea mai sigură și cea mai rapidă modalitate prin care... La bibliotecă, la serviciu. Da. Deci toată lumea poate accesa de pe rețeaua universității. Normal, de pe IP-urile universității. Vorbim de acces mobil, accesat de acasă, când ieși din rețeaua universității. Și să știi că am pus niște studenți, niște masteranți și doctoranți să se înscrie și au obținut foarte repede. Dar trebuie să ai adresa instituțională, adresa noastră. A fost acolo obținut. Se poate și fără, de exemplu, formulată, dacă ești, de exemplu, la Universitatea Transilvania din Brașov, în rețeaua universității și completezi acel formular de acolo și dai o adresă de e-mail și după aceea confirm, chiar dacă nu e adresă instituțională, te acceptă și așa. Dar e important când îți creezi contul, când completezi acel formular, să fii în rețea. Dar cel mai rapid așa este să-ți recunoască adresa, pentru că în felul ăsta este sigur că exact. Tu faci parte din comunitatea utilizatorilor. Asta e. Mai aveți întrebări? Ar fi posibil să se integreze în acest proiect? Nu cred. E bine de urmat, cum să zic, eu zic Analyst Plus ca proiect, ca calitate de consorție, este un model de bune practici, care poate fi urmat. Noi avem finanțare europeană. Deci proiectul e finanțat din fonduri europene și atunci... Nu cred, pentru că sunt două legislații. Doamna Silvia Nicolau spune că nu crede că Robert, se poate. Te salut. Te salută, doamna Silvia. Sunt două legislații și când se dau fondurile, se dau pentru o țară, nu pentru două. Deci, la alt tip, poate, de proiecte de participat. Din astea transfrontaliere sau altceva. Poate dar există, putem identifica niște surse de finanțare în parteneriat sau de acces la resurse. Acum se dă drumul, este ședință chiar acum la minister privind deblocarea unor fonduri de cercetare și se pare că dau drumul la niște proiecte. O să vedem. Și parteneriatele. Vedem exact de ce. Apropo, o veste bună, vor da drumul și la finanțarea literaturii și o să depunem imediat proiect pentru revista noastră, așa că... Eu cu Robert suntem editorii revistei române de biblioteconomie și știința informării și o să vă arăt imediat nou format. Alte întrebări? Da, poftiți? Contractul de licență prevede limitarea accesului doar de pe teritoriul României sau poate fi și din doamna exterior? Doamna profesoară Nelly Țurcante întreabă dacă contractul de licență este limitat să accesăm numai de pe teritoriul României sau și din altă parte? Am accesat eu din Bosnia. Da, am accesat. Deci, în mod normal, dacă ai acces mobil, poți să accesezi de oriunde. Eu am accesat în Bosnia. Da, pentru că accesul mobil este bază de nume de utilizator și parolă și atunci oriunde ai fi poți accesa. Deci asta a fost de fapt una dintre cerințele celor de la UFICDI, de la Unitatea Investiției. Da. Mai pentru finanțarea. Eu am spus așa, avem cercetători români care merg în străinătate și cu diverse proiecte și se poate accesa și de acolo resursele abonate. Da, eu le-am
Mulțumim, Robert! Mulțumim mult! La ABR o să-ți aducem o mapă ca recompensă, ca premiu pentru prezentarea ta, da? Deci o să-ți o dăm în septembrie la ABR, da? Sim. La Brașov. Mulțumim, Robert! Mulțumim! La revedere! Și acesta este nou format, l-am făcut în OJS, Open Journal System. Oricine se poate înscrie, poate să participe. Avem un sistem de revizuire cu review-uri și național și internațional. Am dorit să facem o revistă cumva în zona balcanică și am pus, să zicem așa, unde sunt? About. Echipa editorială, o să vedeți imediat, este deci, formată din lectori de la Universitatea București, Brașov și așa mai departe, iar bordul editorial este format din zona asta balcanică, deci avem din România, din Grecia, din Turcia, din ziceți, Croația, Bulgaria, avem și de la Chișinău, pe doamna profesoară Lițurcan și de la Budapesta, ca să fie o zonă, pentru că în ISI au spus că vor să introducă, vrem să-l ducem la ISI și să avem și România o revistă valoroasă ISI, încurajează publicarea pentru zone zonale, reviste zonale și să arătăm o imagine a biblioteconomiei din această zonă. De aceea am luat și bordul editorial din zonă și numărul curent, este primul număr. Așa, am vorbit despre un nou început, deci numărul 1 pe 2017. Până acum s-a publicat bilingv, română și engleză. Acum, de acum se publică numai în engleză, deci asta este pagina de început, vedeți, împreună am scris despre această revistă, ce înseamnă, cum am transformat-o și așa mai departe. Și vă așteptăm pentru numărul următor, numărul 2. Aici avem 3 articole numai, 2 sunt ale doctoranzilor care au făcut aplicații în știința informării și celălalt, scuze. Păi da, dar eu n-am organizat asta, eu ce să fac? Da, dar eu nu pot să predau stând pe scaun niciodată. În fața studenților stau în picioare, e în principiu meu, foarte clar. Eu trebuie să comunic cu clasa. Adică tradițional pe hârtie, nu. Nu, nu. Da. Ne critică domn profesor Egneală, suntem învățăcei dumnealui și l-am abandonat în sensul acesta. Ne critică peste tot, dar nu mai facem decât electronic. Da? Ne critică peste tot că nu facem nici în română, nu. E prietenul nostru, e profesorul nostru drag, dar s-a produs o ruptură. Deci noi am preluat și o facem electronic, pentru că altfel niciodată nu o să ajungem la nivelul calitativ la care ne dorim. Cu sistem de revizuire corect, cu toate, e dublu sistem, 2 review-uri și așa mai departe, da? Bun. Poftiți? Pentru că altfel n-am avea nicio șansă. Deci dacă vrei să internaționalizezi o revistă și vrei să fii citit de comunitatea internațională, trebuie să publici în engleză. Altfel n-ar fi motivație pentru comunitatea academică să publice. Pentru că orice articol, dacă îl publicăm într-o revistă în limba română, nu ne este considerat în activitatea academică de cercetare. Ăsta este adevărul. Și nu mai aruncăm cartușele, mergem direct la reviste cotate și asta e... Nu? Știu. Eu fac muncă patriotică acum cu prezentările astea, dacă e să le luăm. Nu mi le ia nimeni în considerare, nu sunt puncte în activitatea mea de cercetare, nu sunt nimic. Deci... Musai. Nu, am mers numai pe engleză pentru că asta a fost decizia. Pentru a reuși să fim indexați în baza de date Web of Science. Altfel n-am avea nicio șansă. Ok. Au fost multe discuții pe tema asta. Multe, multe, multe. Nu suntem convinși că ce facem este bine, dar asta este. Să mă scuz. Asta? Da, am înțeles.
Există pentru articole zonale și ceea ce se întâmplă în România revista Biblioteca, care nu trebuie să aibă nivel științific. Se publică acolo absolut tot. Asta vrem să o ducem la un nivel de calitate. Ce să facem? Asta este tendința. Nici mie nu-mi place. Și e destul de dificil să publici în engleză și să spui ceea ce simți, dar asta e direcția. Da? Altfel și așa i-am atras pe doctoranzii mei să publice în această revistă și să vedem acum. Dacă nu o ducem la ISI, nu publică nimeni. Toată lumea se orientează numai după reviste ISI. Ăsta e crudul adevăr. Da? Și astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre elemente pedagogice în cultura informației, despre faptul că dumneavoastră veți deveni sau sunteți instructori în cultura informației. O să vorbim astăzi despre aceste elemente de proiectare didactică, despre etapele unei sesiuni de instruire, metodologie didactică și o să evaluăm această sesiune. Acum sper să mă descurc într-o jumătate de oră, am foarte multe de spus. O să vorbim un pic despre ce este predarea, pentru că toată lumea crede că poate să predea, dar nu e chiar așa de simplu. Ce este învățarea, ce urmărim prin această predare, ce înseamnă un proiect didactic, ce înseamnă metodologie didactică și evaluarea la final. Dacă vorbim de aceste elemente de proiectare didactică, acest concept de predare se vede ca un ansamblu de acțiuni și comportamente didactice specifice destinate producerii învățării. Deci eu vă expun acum, puteți să dormiți, să vă gândiți la ce vreți dumneavoastră. Important este ca eu la final să am un feedback și să învățați ceva. Deci ăsta este rolul. E frumos când te duci la școală și vezi studenții cu telefoanele, dormind sub bancă și așa mai departe. Nu, trebuie să schimbăm un pic. Și într-adevăr, dacă până la urmă faci un curs plictisitor, cam asta se întâmplă, nu? E și gluma aceea, dacă adorme un student la curs și spui celuilalt, scoală-l, te rog, să scoale cine l-a adormit. Da? Deci, cu alte cuvinte, predarea este acea schimbare provocată a ceea ce este finalitatea actului de învățare prin angajarea formabililor. Ce înseamnă formabili? Este un nou concept, nu știu ce, pentru că nu întotdeauna avem studenți, nu întotdeauna avem elevi, avem și adulți câteodată, da? Dacă suntem o bibliotecă publică sau... Da, deci vorbim de formabili într-o nouă activitate de învățare. Care sunt elementele definitorii în procesul de predare? Planificarea, proiectarea, producerea schimbărilor. Deci eu mi-aș dori după acest curs dumneavoastră să aveți ideea de a planifica o sesiune de instruire. Să aveți în vedere ce vreți să înveți acei oameni, cum îi determinați, ce resurse aveți și cum puteți ajunge totuși la un rezultat final. Scuze, eu mă plimb. Așa. De asemenea, predarea... prezicerea naturii schimbărilor intervenite. Deci trebuie să ne gândim la final ce se poate întâmpla. Determinarea conținuturilor care vor produce schimbarea. Cum predau? Da? Deci aceste slide-uri puteam să le fac liniar, frumos, plin. M-am gândit că schematic, am muncit la ele, se fixează mai bine, le vedeți mai bine, le înțelegeți, da? Deci inclusiv acest lucru. După aceea, reorganizarea și dirijarea schimbărilor dorite prin strategii specifice. O să vă întrerup și o să vă pun să scrieți, o să vă mai întreb câte ceva, o să vă captez atenția, nu? Pentru că, într-adevăr, procesul de învățare la un moment dat este obositor și trebuie să intervii cu diverse strategii. Și controlul și aprecierea naturii și calității schimbărilor intervenite în comportamentul formabililor, să-i vezi la sfârșit că au înțeles ceva, că sunt bucuroși, că sunt motivați. Da, astăzi, de fapt, n-am pierdut timpul degeaba, rămân cu niște noțiuni și sunt bucuros că am fost la acel curs. Deci calitatea activității de predare este dată de potențialul ei cognitiv, deci dacă vin cu lucruri noi. Dar, pe de altă parte, există și cursuri în care fundamentez anumite principii, da? Dar important, mai ales cum dumneavoastră faceți sesiuni de instruire, este calitatea este dată de procesul ei cognitiv, ce învață, formabilii, afectiv, deci trebuie să o placă pe doamna bibliotecară, trebuie să se ducă cu plăcere acolo. Aveam noi la un moment dat o doamnă bibliotecară așa mai supărată pe viață și au pus studenții afiș acolo, nu vă duceți când e doamna aceea zbârlită. Nu, asta este. N-ai ce face, da? Bun. Deci contează și acest lucru, da? Să
avem o relație afectivă, și psihomotor transformator, să-l facem pe om să înțeleagă și să accepte această activitate de predare. Deci predarea este activitatea dominantă a formatorului, profesorului, da? Și o variabilă cauzală care depinde în mare măsură de starea de pregătire a formabililor. Deci eu, de exemplu, n-aș putea să vin cu un curs de formare la dumneavoastră. Adineauri am zis și am tot demonstrat cât de specializate sunteți, cât de multe noțiuni aveți, trebuie să merg de la un nivel în sus. Nu o să venim cu o simplă, să zicem așa, simplu curs de formare în cultura informației. Dumneavoastră aveți deja nivelul, ați participat, deci trebuie să venim cu lucruri noi. Dar învățarea poate avea loc în absența predării. Puteți învăța singure. Da? Acum există învățământ la distanță, există cursuri online, tot felul de metode. Dar nu putem vorbi de predare eficientă în absența învățării. Da? Cross și Angelo, sunt doi bibliotecari din state, au spus că predarea fără învățare reprezintă doar vorbărie. E traducerea mea, dar altfel n-am putut să traduc. Da? Deci degeaba vă povestesc dacă nimeni nu învață nimic și nu rămâne cu niște noțiuni. Acum, învățarea este un concept de bază în psihologie, pedagogie și nu numai. Deci învățarea are sensuri diferite și sunt mai multe teorii. Sunt mai mulți care spun, behavioriștii concep învățarea ca o schimbare în comportament ca rezultat al experienței. Deci dacă dumneavoastră mergeți acasă și deja aveți o schimbare în comportament, vă gândiți să impuneți, să faceți acel centru de scriere, să vă doriți să faceți sesiuni de instruire, să învățați tehnicile pe care o să vi le prezint, sunt multe, așa? Tehnicile care vi le prezint, înseamnă că de fapt ăsta este rezultatul învățării. Cognitiviștii au dat sensul de proces mental intern, deci să procesați intern, să învățați pe de rost și să știți aceste lucruri. Mă rog, nu e cazul, vă spun teoriile. Neurologii numesc învățare comunicarea între doi neuroni, cine are neuroni, okay, cine nu își crește mai mulți, da? Așa. Și teoriile sociale, pentru că acum vorbim de comunicare socială, definesc ca o interacțiune și observare în context social. Da? Deci sunt diverse teorii. Și acum, dacă vorbim de sensurile termenului de învățare, putem spune de învățare ca proces și învățare ca produs. Deci procesul didactic și produsul, până la urmă, din procesul de învățare. Învățarea ca proces e acea succesiune de operații, stări și evenimente interne, conștient finalizate în procesul de transformare a comportamentelor interne în structuri de cunoștințe mentale. Și anume, dacă avem o gândire, actul, da, de gândire, dacă avem o imagine, de fapt, noțiune, avem un act de gândire, dacă avem o contemplare senzorială, gândire abstractă, dacă avem empiric, e științific, învățare, și percepție, reprezentare, jocurile video, unde se încadrează aici? Percepție, reprezentare, da? Bun. Și învățarea ca produs. Ansamblu de rezultate noi, care înseamnă cunoștințe, priceperi, la final veți ști să căutați în bazele de date, veți ști să instruiți utilizatorii, gândire, atitudini și comportamente. Deci, practic, rezultatele, produsul învățării, reprezintă o materializare a schimbărilor cantitative și calitative de natură afectivă sau cognitivă. Da? Și, practic, și studenții noștri intră în anul întâi cu un nivel, un set de cunoștințe și se presupune după 4 ani, cazul nostru, sau 3 ani, să aibă competențele necesare să se descurce într-o anumită meserie, să aibă toate acele noțiuni și competențe să se descurce. Da? Învățarea școlară academică, deci ceea ce despre ce vorbim, este o transformare de comportament pe baza unei experiențe organizate, structurate, observate și controlate în condițiile activității și ambianței instituției care oferă experiența de învățare. Deci nu mi-aparține, este o definiție, am citit-o de acolo, dar ideea este că instituția își pune amprenta asupra formabilului, asupra studentului, și este foarte important să oferim noțiuni noi și să-i instruim. Acum studenții sunt cu totul diferiți de ceea ce am fost noi. Trebuie să venim cu alte metode pedagogice, ăsta este adevărul, și să stăm la masa tratativelor și să schimbăm. O nouă tendință, acum am văzut în Uniunea Europeană, este de transformarea cursurilor tradiționale în cursuri online, mai ales pentru
nivelul de master. Masteranții nu vin la școală, nu numai în România, peste tot, pentru că lucrează. Ăsta este adevărul. Piața muncii îi integrează foarte repede și încep să lucreze. Și atunci trebuie să venim cu alte alternative. Nu trebuie să-i lăsăm să abandoneze, nu trebuie să-i lăsăm, e interesul nostru să-i avem. Și atunci, practic, trebuie să le oferim aceste resurse informaționale, toate cursurile, pentru cei care nu pot participa la școală online. Am fost și când am fost atunci la Bergen, eu am mers cu două zile mai devreme ca să văd exact ce fac profesorii de acolo pentru studenți, au o platformă, dacă un student n-a fost la curs, nu contează master, n-a fost, are posibilitatea de a vedea cursul înregistrat al profesorului și așa mai departe. Deci este, ca să zicem așa, și în sistemul de recrutare, studenții nu se uită cât de buni cercetători suntem, ci cât de buni pedagogi și cât de ușor pot să învețe și ce instrumente le oferim. Și asta este noua tendință, da? Elementele de proiectare pedagogică didactică. Și atunci, proiectarea pedagogică, dacă avem un scop, este procesul de anticipare a pașilor ce urmează a fi parcurși în realizarea activității didactice. Deci eu deja am obiectivul. Obiectivul meu este acolo, cum ajung, care e calea de urmat, prin ce metode o să ajung ca acest nivel de activitate să fie ori o sesiune de instruire, ori un modul de informare, un curs sau chiar o mică sesiune de instruire. Da? Care sunt elementele de proiectare didactică? Întâi, ce obiective am? Obiectivul meu este ca după acest curs, dumneavoastră ce să faceți? Să puteți să aveți, să proiectați un curs sau o instruire, da? Timpul alocat. Ce timp alocați studenților sau utilizatorilor sau formabililor, da? Cât timp alocați? Resursele umane și materiale, este prezentare video, este am mai mulți bibliotecari care se ocupă de ei sau mai știu eu, metodologia didactică și care sunt așteptările lor. Deci noi trebuie să știm de la început care sunt așteptările lor ca să ne proiectăm acest proces didactic. Care credeți că sunt obiectivele de formare ale sesiunii de astăzi? Da? Abilităților formatorilor. Așa. Predare pentru formabil. Ok, pentru formare formabil, da? Așa? Deci, să identifice, descrie și să definească un element de proiectare în cultura informației, elementele de proiectare. Să compare și să evalueze critic mai multe metode. O să vedeți că o să vă arăt mai multe metode, da? Să proiecteze un curs de cultura informației, în final, și să verifice eficiența demersului pedagogic propus. Deocamdată o să facem numai în stadiu de teorie. Deci o să vă prezint și după aceea dumneavoastră veți aplica și o să îmi spuneți dacă a funcționat sau nu acasă. Etapele unei sesiuni de instruire. Când, practic, ne gândim să proiectăm o sesiune de cultura informației, avem aceste etape. Identificăm obiectivele, pentru că cultura informației, ați văzut, are diverse nivele, diverse, să zicem așa, concepte. Ce vrem? Vrem să inițiem bobocii, vrem să mergem la școala doctorală, vrem să mergem la adulți, la antreprenori să învățăm. Mergem la medicină, la medicină este cu totul altceva, cu doctorii pe care trebuie să învățăm cum să utilizeze informația, resursele medicale și așa mai departe. Deci, ce obiective avem? După aceea selectăm conținuturile, da? Ce predăm, ce punem, exact, care e conținutul. Analiza resurselor, cu ce voi face? Îi pun la calculator, vor intra fiecare să caute, vor genera un raport la sfârșit și așa mai departe. Cum voi face? Determinarea activităților de învățare. Cum învață ei mai ușor? Trebuie să ne gândim și instrumentele de evaluare, pentru că în final trebuie să-i dăm un feedback. În primul rând trebuie să-i dăm lui un feedback, ce a învățat și să vadă, dar poate că avem și noi nevoie de un feedback. Da? Să vedem, am predat bine, n-am predat bine, a înțeles, n-a înțeles, am vorbit pe limba lui. Deci, obiectivele educaționale sunt enunțuri cu caracter finalist prin care se intenționează provocarea unei schimbări în personalitatea formabilului. Da? Deci sunt acele enunțuri. Ce îmi propun cu cursul de cultura informației? Să aibă abilități în căutarea informației, să știe să evalueze resursele, să știe să utilizeze etic informația. Un exemplu, da? Cam asta ar fi. Ca urmare a implicării sale în activitatea de predare și învățare.
Bun, deci care sunt aceste elemente? Cum ajung acolo? Se referă la tehnologia utilizată pentru atingerea acestor obiective. Folosesc un Kahoot și învață, îi dau înainte noțiunile și după aceea îl testez, dar totuși Kahoot-ul are probleme în sensul că nu știm ce testăm, abilitățile lui să se miște repede pe telefon sau abilitățile și cunoștințele, da? Deci trebuie să ne gândim întâi, e relativă problema. Presupune, dar oricum e relativ, pentru că și dacă îi dai un test scris, unul scrie în jumătate de oră, cealaltul scrie în 5 minute, unul se organizează, nu se organizează, deci testezi mai multe competențe întotdeauna, da? Deci prefigurarea amănunțită a ceea ce va întreprinde bibliotecarul pentru a-i conduce pe formabil spre materializarea acestor țeluri urmărite, da? De asemenea, organizarea conținutului informațional, metodele, procedeele, mijloacele folosite pentru acest scop. Deci prima etapă este să organizăm conținutul, apoi prelucrarea și ordonarea informațiilor în concordanță cu posibilitățile de asimilare ale formabililor. Da? La cine ne adresăm? Dacă ne adresăm la niște studenți cu mintea limpede, tineri, da? Care pot să absoarbă foarte multe informații, vorbim altfel. Dacă ne adresăm unor formabili, să zicem așa, profesori la vârsta a treia, care nu sunt obișnuiți cu tehnologia, nu sunt obișnuiți cu căutarea, pentru că există și acest caz, mergem și povestim cu totul altcumva, da? Deci trebuie întotdeauna să ne gândim și conținutul vizat să se adreseze exact posibilităților. Care sunt etapele unei sesiuni de informare? Prima dată, captarea atenției. Dar văd că v-am captat atenția, doar câteva aproape adormiți, dar în rest, să zicem așa, 70% sunteți atente din câte văd. Așa, captarea atenției. Apoi, enunțarea obiectivelor. Care sunt obiectivele mele? Ca la sfârșit să știți să faceți un proiect didactic, da? Apoi, evaluarea inițială. Vreau să vă testez ce știți, ce nu știți, ca să știu unde merg, da? O să vorbim în sesiunile de inițiere, prezentarea noului conținut, ce vrem să facem, apoi obținerea performanțelor și asigurarea unui feedback, da? Evaluarea în final. Și acum vreau să vă captez atenția, da? Și anume vreau să vă spun că un bibliotecar instruit este un cel mai bun și cel mai puternic motor de căutare, dar cu o inimă, da? Cam asta este ideea, da? Deci putem folosi bibliotecarii în acest sens, da? Stima de sine să crească, sau a fi bibliotecar în secolul 21 nu este chiar o glumă, pentru că construiți mintea pentru viitor, da? Deci, această abordare, eu zic că vă face să fiți și mai atenți, da? Nu? Și vă place ideea și mergem mai departe, da? De asemenea, să reactualizăm cunoștințele. Cum putem reactualiza cunoștințele? Vă întreb, ce este definiția, care este definiția culturii informației? O știți? Ridicați mâna, cine o știe? Acum precis. Așa. Pe urmă, iară, să scrieți trei idei principale care vreți să le acumulați. După aceea, din trei, să faceți două și după aceea una. Gândiți, faceți perechi și așa mai departe. Acest lucru s-a desfășurat în această sesiune de informare și trecem mai departe, nu vă mai supun. Deci, de ce trebuie să evaluăm aceste cunoștințe anterioare și să înțelegem exact ce se întâmplă? Știți de ce? Uh-huh. De exemplu, dacă au utilizat vreodată baza de date de căutare academică EBSCO, da, vin studenții, trebuie să-i întrebi ca să știi cum îți pregătești această sesiune de instruire. Și le pui aceste întrebări. Nu am auzit niciodată, am auzit de ea, dar nu mi-amintesc nimic, am mai utilizat această bază de date, dar vreau o reîmprospătare a cunoștințelor sau sunt expert în utilizarea acestei baze de date. Se poate întâmpla și așa. Și atunci, de fapt, evaluăm la început ce se întâmplă, da? Iarăși, găsirea articolelor online. Vă dau niște exemple, cum am putea să vedem, să evaluăm. Și răspund la aceste întrebări. De obicei folosesc Google, de obicei folosesc Google Scholar, de obicei mă duc la OPAC, de obicei mă duc la bazele de date sau întreb prietenii în legătură cu articolele sau altele. Și atunci ne facem o evaluare asupra clasei la care facem instruire. Altul, varianta pre- și post-test, da?
Aflați obiceiurile și atitudinile studenților care pot afecta instruirea. Totul este pe internet, le spunem. Și să vedem. Sunt de acord, de acord în cea mai mare parte, nu știu sigur, nu sunt de acord. Da? La început, să vedem. Informația este gratuită și disponibilă pentru citit via motor de căutare Google. De acord, nu sunt de acord și așa mai departe. Deci acestea sunt niște tehnici de evaluare inițială pe care vi le prezint. Unde este cel mai bun loc pentru a căuta descoperiri științifice recente și riguros academice? Jurnale de tip peer review, website-uri și așa mai departe și vedem care este nivelul lui de cunoștințe în acest sens. De exemplu, eu le dau studenților la început de drum, în fiecare an au de completat acest chestionar. Da? Opiniile dumneavoastră sunt importante, avem rugămintea de a completa și evaluez nivelul lor, vin din liceu, să vedem, poate știu și ce cunoștințe aveți despre cultura informației, în cazul în care dețineți aceste cunoștințe, care au fost sursele dumneavoastră, cât de des vizitați biblioteca universitară, studiați la sala de lectură, sunteți mulțumiți de serviciile bibliotecii și așa mai departe. În perioada pregătirii preuniversitare vi s-au prezentat noțiuni despre dreptul de proprietate intelectuală, plagiat, utilizarea informației și așa avem. Da? Specializarea unde predau eu și am o imagine și după aceea încep să-mi pregătesc laboratoarele. Anul acesta le-am schimbat cu totul. Bun. Și acum dacă vorbim de piramida învățării, ca să predăm științific, zice că 10% reținem din ceea ce citim, da? 20% din ceea ce auzim, 30% din ceea ce vedem, 50% din ceea ce auzim și vedem, 70% de ceea ce noi spunem după aceea și 90% ceea ce spunem și facem. Da? Deci asta este piramida învățării, succesul de a putea să învățăm noțiunile clare. Cum prezentăm noul conținut? Deci am vorbit de evaluarea inițială, pentru că am așa, și cum prezentăm noul conținut? E metodologia didactică, înseamnă ansamblu metodelor, proceselor și mijloacelor aplicabile în activitatea didactică. Etimologic, acest cuvânt vine din limba greacă, metodă, spre, calea spre ce? Metoda înseamnă o cale spre un anumit obiectiv, da? Metoda. Bun. Și cum prezentăm acest nou conținut? Trebuie să ținem cont de aceste funcții ale metodelor didactice. Funcția normativă, funcția formativă, funcția cognitivă și funcția operațională. Deci funcția normativă este dimensiunea axiologică a activității didactice, cognitivă, ce cunoștințe, performanțe cognitive ale activității didactice, formativă, competența de învățare, gândirea, inteligența, creativitatea, motivația internă și funcția operațională vizează realizarea obiectivelor concrete ale activității didactice. Aici am zis de teorie. Exemple de metode. Putem să folosim prelegerea, da? Vă predau, vă spun, vorbesc, dumneavoastră înțelegeți, profesorul recurge la argumentări, definiții. Mai există prelegerea, expunerea cu oponent. Ar trebui să am un alt cadru didactic, oponent, care să mă combată și în fața dumneavoastră și dumneavoastră să învățați un pic altfel decât vă prezint eu. Prelegerea în echipă, să fim mai multe echipe, da, care prezentăm, sau prelegerea dezbatere, când pornim și discutăm. Da? Acestea sunt metodele de prelegere. Conversația. Există o conversație de verificare, conversația euristică și de consolidare. Eu cred că, să zicem așa, preferata mea este conversația euristică, la care toate întrebările sunt de tip productiv, produc gândire, discutăm, vedem și în felul acesta se fixează cunoștințele. Da? Se ajunge la cunoștințe noi care sunt descoperite de elevi în timpul prelegerii, da? Se numește și etimologic Evrica, da? Evrica a descoperit. So, the title of my presentation is Information Encountering and Information Literacy. And Angela may have mentioned to you that just a couple of weeks ago, I actually gave this presentation at an Western Balkans Information Literacy Conference. And it was well received, and out of that opportunity, the chance came for me to also let you know about this topic. And
the concept of information encountering is an area that is a main area of my research, and it probably is a term that you may not have heard before. It deals with the ways how people find information by accident. Interestingly, it is hard to translate this concept from English to many other languages. So during the question and answer period, I'm hoping that one of you will help me translate this language to this term into your language. Another term that you may have heard is the term that is called serendipity. Serendipity is a concept making accidental discoveries, and when we think about serendipity, so it's a rather old movie, but it's one of those romantic comedies that it's always nice to watch around holidays. But aside of that movie, for example, penicillin has been discovered through serendipity. Post-it notes that I'm sure you have been using a lot in your libraries have been discovered by serendipity. And those of you who have small children may be familiar with this super soaker. It's a water gun that you can use to spray your friends. This item was actually developed by serendipity by one of the NASA engineers. So there is a lot of serendipity in innovation and discovery. So what we are going to talk a little bit more is application and importance of serendipity in the context of information behavior, and specifically as it relates to information literacy. But before we get there, let me introduce you this, well, I'm not sure if it's handsome, but serious-looking English gentleman. His name is Horace Walpole, and in 18th century, in 1754, he wrote a letter to a friend. He was this very prolific letter writer. He wrote thousands and thousands of letters. And in one of those letters to one of his friends, he mentioned the term serendipity. So it is really interesting that his whole opus of writing now is recognized by that one letter and one word in that one letter. And that one word is serendipity. He defined it as a faculty of making happy and unexpected discoveries by accident. In the mid-90s, this area emerged as an area of research among human information behavior scholars, and I'm one of those. And historically, people talked to some extent about serendipity among library stacks. So, you know, you go to borrow a book from the library, walk into the stacks, and suddenly, instead of finding one thing that you were looking for, you serendipitously find another book that was even more interesting to you. Well, this area of research now has 20-plus researchers from all levels of academic careers. There are more senior researchers like myself. There are also very young doctoral students who are doing research in this area.
And in the last 10 years, there was especially a lot of productivity and interest in that area. And I'm actually going to ask you one question that you can let me know afterwards what you think the answer is. But the question would be, why would this research topic be so intensified specifically in the last 10 years? And just to give you some other pieces of evidence, I'm sure that you are familiar with the Scopus database. It is a database where, you know, you can find, it's a citation tool, where you can find articles from all types of fields, natural sciences, social sciences. I'm sure you have had a chance to explore it on your own. So if you do a very simple keyword search in this database with the term serendipity, this is what you get. You get this graph that started somewhere from 1980s, just kind of goes up and up and up. And you can see again that this huge growth is just about 2009-10, again, last 15-17 years. Now, so this is a presence of term serendipity typically in titles, in abstracts. So there's to be many people mentioning, for some reason, this term. And all of these are academics, because Scopus is an academic resource. If you want to explore more of a popular literature, we may go to Factiva database. Again, these are both databases that academic libraries regularly have access in the United States. I'm not familiar whether you have access to it in Europe. Maybe, do you? Yes. Okay, well, we can talk about it. Yes, okay. But you can also see here, starting 1970s, again, growth in the use of term serendipity in the popular literature. So there seems to be this perfect storm where a lot of people are discussing this concept either in the popular or in the academic literature. In the mid-90s, I became curious about this concept, and I wrote my own dissertation on this topic of serendipity. And the term that I use is information encountering. I decided not to use term serendipity because it comes with all sorts of what in English they say baggage. Different people see it differently. They mean it's some kind of voodoo and who knows what. And I wanted to come up with a term that will keep it simple and be a standardized concept. And I shared with you a very short article that I wrote in late 90s, about this concept of information encountering. This was a very popular, simple written article that is, interestingly, today one of my mostly cited papers that I ever wrote. So if you are a writer and if you are publishing papers, I would suggest watch what you publish, because you never know whether something very small that you write ends up being the most popular thing that you have. So what I proposed is a model of information encountering. And here on the screen, you see a couple of steps that people go through when they accidentally find information, which is basically information encountering.
So we have information seeking that happens when we purposefully search for information, and then we have information encountering when we come across information that we are not specifically searching for. And all these steps in this model were reported by respondents in the research that I conducted. So you notice information, you stop to check it out, that examining, you very often capture, save it for later, and then we would like people to return where they started, but realistically many of them don't return back. Many of them just kind of go and wander off. So, you know, there are positive and, let's say, not so positive sides of information encountering. And this is why this area is a very interesting issue when we think about information literacy. In 2011, with two of my students, I did analysis of a number of information literacy models. And I'm sure that you are familiar at least with some of them. Mike Eisenberg, who was one of the creators of Big Six model, was actually my dissertation advisor. In this study, we discovered that none of the models actually talk about serendipity or information encountering. It is as if in information literacy, you know, we only teach students how to search for information, but we don't explain, don't provide the guidance what happens when you come across information without intention. And, you know, we saw how often people are talking about these experiences. So this is definitely an area that in some way seems to be logical to be included in information literacy training. And a couple of years ago, two of my students did a follow-up study, and they did a study with undergraduate students, and they discovered that these students regularly experience information encountering. There is a survey instrument with 12 questions that they use in this study. They also discovered that these students are really, really bad in knowing how to capture that information and how to manage it so they can use it later. So this study confirmed that in practice, we have these experiences, but students are not prepared to take advantage of them and use that information later on in their work. So while in information literacy courses, we spend a lot of energy on teaching students how to identify, seek, analyze, and use information, we don't prepare them to manage and retrieve unexpected information. And there is a lot of evidence that the amount of that information that people find unexpectedly that is very useful to them is growing exponentially. An interesting more recent development is that the ACRL, which is Association of College and Research Libraries in the United States, developed a new framework for information literacy in higher education. And what really excited me when I saw that new framework is that frame number 6, where they talk about ways how students search information, that frame actually specifically mentions that students also find information through serendipity.
So they had brought recognitions for serendipity, but only at the level of you need to pay attention that you notice it. So that's only for noticing. If you remember on this model, this framework talks about, yes, it happens, you will notice it, but there is no reference how to examine, how to capture, and how to return back where you started. So outside of that area of information literacy, I also want to share with you that last year with yet another student of mine, I also published a book on information encountering in news gathering. So what I just want to share with you, there are many areas where this information encountering or serendipity takes place. And I know lately there was a lot of discussion about fake news. So in this study, we concluded that that people who are more capable of using information encountering in the context of news reading may be also better in preventing fall after fake news, or to be in the filter bubble where they only see what others are giving them and they don't see any kind of other news. So with that said, I'm continuing research in this area, and I on my research agenda now is to see how information encountering could be integrated into actual information literacy training. I would also like to be able to see, once this training is provided, what kind of impact it has on overall information literacy. I'm very curious about how people manage information that they encountered, how they save it, how they share it, how they find it afterwards, so that this gold mine is not lost. Just imagine that you one day go into the woods and picking mushrooms or flowers, and you accidentally find gold. And then you say, okay, well, I need to remember that I found gold here. And then, you know, a week later, you can't remember, you can't find where it is. So in some way, we are having a similar kind of situation. You are doing one thing, encounter information, but then you can't put it in use. And also I'm interested in how that interplay between information seeking and information encountering. And I am very much interested in working with practitioners like yourself to promote understanding and challenges of information encountering. And here is my email address. And I'm also active in this area on Twitter, where I tweet about information encountering. So please follow me, or I'll happily follow you back. So with that said, I'm going to go back to Skype. Okay. In Romanian language. Serendipitate. Okay. Coincidența de a ocupoi, coincidența de a ocupoi, coincidența de a ocupoi,
this example, if you go to the library to find a book and you find another book, and it's some just kind like this. Lucky, happy. I would be very much interested in receiving any references, even maybe in Romanian. I actually have a student who, a former student who is Romanian, and I'm sure that, you know, he would be happy to help me translate that part. Okay, I will ask this lady to give me references, and we will send you. Okay, excellent. Yeah. Even though, let me just share one thing with you, that when people talk about serendipity, they see it as a happy accident, happy situation. But information encountering doesn't necessarily mean that the situation is happy. You could find things that don't make you happy. You can find information accidentally. For example, in a medical field, you can encounter information that tells you you have cancer accidentally. So, you know, maybe it's a happy news if it's early, but, you know, it may not be always happy. So that's the difference between serendipity as a term and information encountering, that information encountering means unexpected information, but it can be happy or it can be said. Yes. Yeah. Mai vrea cineva să pună o întrebare? Doriți să mai puneți? Ok, in fact, they have, let's say, a problem to think now about this. They will think about this, and okay, thank you very, very, very much. Very much. Thank you. Thank you. You met now or in Moldova. Maybe you can plan a trip. Yeah, next time when I come to visit my family, at least twice a year. So let's stay in touch, and when will be? I come at least two times a year. Two times a year. Okay. Maybe October. So, yeah, when I come next time, okay, we can be in touch, and maybe we'll be able to arrange something. Okay, thank you very much. You're welcome. Goodbye, everybody. Okay, thank you very much. Cred că vi s-a părut interesant. Deci eu am cunoscut-o pe doamna la conferința la care am fost în Bihać, organizată în proiectul LNSS. Avem două proiecte LNSS, unul cu Armenia, Moldova, Bielorusia și unul cu țările balcanice, Albania, Kosovo, Muntenegru și Bosnia-Herzegovina. Și în fiecare an noi diseminăm rezultatele din acest proiect în cadrul acestei conferințe, Western Balkans Information Literacy Conference. Deci este al șaselea an când merg la această conferință. Noi am avut un tempus înainte cu ei și acum continuăm proiectul Erasmus Plus și doamna a fost la conferință. Chiar anul acesta mi-au plăcut toate prezentările, au fost deosebite și mi s-a părut interesant, fiind un nou concept în cultura informației, este puțin prea teoretic și abstract, în fine, e parte de cercetare pură, dar este important să știți, mi s-a părut și prezentarea, mi-a plăcut și ați văzut că vorbește foarte clar în engleză și chiar m-am bucurat că a acceptat și a fost o prezentare foarte apreciată, toată lumea a pus întrebări după aceea și așa. Prezentarea mea, pe care o să o termin
joi. Se bazează, urma să vă spun la sfârșit, pe altă prezentare pe care a făcut-o tot la această conferință. O să vă prezint niște metode de instruire. O doamnă care este bibliotecară în Abu Dhabi, la o facultate de inginerie, și dumneai face instruire cu studenții și mi-a permis să traduc mai multe, o să vi le prezint joi, să vedem cum ne încadrăm în timp, ca să vedeți un pic și alt mod. Dumneai asta face. Și altă prezentare foarte interesantă a fost cu două doamne din Statele Unite, tot așa instructor de cultura informației, bibliotecare, dar se ocupă numai de instrucție. Deci de aia zic instructor, nu aveau și alte activități în fișa postului, numai instruire. Și cum îi pregătește pe studenți pentru știrile false, fake news. Da, deci este un mod de atragere a studenților către bibliotecă în momentul în care înveți să distingă între informație falsă și informație. Și a mai fost un domn sponsorizat de ProQuest, dar era din Statele Unite și a prezentat la fel despre știrile false, fake news, Trump și diverse chestii. Foarte bună conferință, foarte interesantă.